Liderii Blocului Comuniștilor și Socialiștilor Igor Dodon și Vladimir Voronin se bucură în continuare de cea mai mare încredere în rândul moldovenilor, după care urmează șeful statului Maia Sandu. Noul sondaj Vox Populi, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, mai arată că în viitorul parlament ar ajunge doar trei forțe politice, PAS, Blocul PCRM-PSRM și Partidul Șor. Studiul arată că la capitolul încredere, Maia Sandu a obținut o cotă de 32,9%. Totuși, șeful statului continuă să fie devansat de cei doi lideri ai blocului PCRM-PSRM, care cumulat a obținut peste 40%. Astfel, Igor Dodon se bucură de încrederea 32,2% dintre moldoveni, iar Vladimir Voronin a obținut o cotă de peste 8%. În Renato Osati au încredere 4,8% dintre cei chestionați. Zinaida Greceanu a fost cotată de cei chestionați cu 4,6%. Același sondaj mai arată că în viitorul parlament vor ajunge doar trei forțe politice. Este vorba despre PAS, pentru care și-ar da votul 38,5% dintre cei deciși, pentru Blocul Comuniștilor și Socialiștilor 36,7%, iar Partidul Șor ar obține 6,9%. Blocul Renato Osati ar acumula doar 5,2%, pentru PPDA sunt gata să-și dea votul 4,4% dintre cei deciși. Celelalte formațiuni se află sub pragul de 2%. Sondajul a fost efectuat în perioada 10-20 iunie 2021 pe un eșantion de 1167 de respondenți din 81 de localități. Marja de eroare este de 3%.